foarte bine m-am simțit. Apoi, în primul rând, m-am distrat cu oameni foarte buni. A fost o atmosferă foarte caldă. Am gătit ca acasă. Sarmale. Nu sunt ca alea, ca cele cu carne, dar este o combinație foarte reușită. Frizerul de ciocolată. Ciocolată, cozonac, sărmăluțe, foi de varză, foi de viță, brânzică de caju, tort. Brânzică de caju. Cozonacul mi-a plăcut. A fost foarte bun. Crema aia de brânzică, de fapt din caju. Mâncarea se gătește mult mai ușor. Mi se pare că nu mai este mirosul din bucătăria clasică. Și este foarte gustoasă. Ciocolata. Am gătit foarte multe chestii bune și sănătoase. Am gătit un tort bun. Am gătit cozonac. Sarmale, foarte bune. Că se face făină din fulgi de ovăz și să gătim. Să gătim sănătos, nu? Da. Că se poate și altfel. Pentru că este o atmosferă veselă, plăcută. Mi-am plăcut de Flori, că e foarte prietenoasă și ne arată tot felul de tehnici în ale gătitului. Păi că ne-am distrat, am făcut o seară de asta fete și mămici împreună și am mâncat bine, gustos, sănătos. Pentru că mi se pare că gătești mai ușor, petreci mai mult, mai puțin timp în bucătărie și mâncarea este sănătoasă, mult mai sănătoasă. Sunt mai ușor de pregătit, sunt mai puțin mirositoare. Pentru că este absolut minunat, este vesel, oameni foarte calzi, Flori e foarte veselă și ne distrează și ne arată foarte multe rețete și informații foarte bune, plus invitați de valoare, invitați care știu ce arată, știu ce fac și de unde poți să vezi multe. Toate.